Senatorii și deputații se întrunesc la această oră într-o ședință comună. Urmează să adopte o declarație de susținere a Israelului. La ședință participă și premierul Marcel Ciolacu. Antoanela Raileanu este la Parlament și vine cu detalii. Bună dimineața, Antoanela, te ascultăm! Bună dimineața, Luiza, bun găsit tuturor! Pentru ora 9 este programată ședința comună a Camerei Deputaților și Senatorilor. Aceasta încă nu a început, dar urmează să înceapă din minut în minut. De asemenea, este așteptat să participe la această ședință și premierul Marcel Ciolacu. Va ajunge de asemenea și ministrul apărării Angel Tâlvăr. Asta pentru că astăzi deputații și senatorii adoptă o declarație comună cu privire la recentele atacuri din partea grupului paramilitar Hamas asupra statului Israel. Practic, prin această declarație, parlamentarii români își arată solidaritatea față de statul Israel și implicit față de cetățenii săi, dar și îngrijorarea față de acest conflict militar. De asemenea, încă de la începutul represariilor între grupul Hamas și Israel, am văzut că autoritățile române au condamnat agresiunea militară din Orientul Mijlociu. Mai mult decât atât, în marja vizitei de ieri a lui Volodymyr Zelensky la București, atât președintele Iohannis cât și omologul său ucrainean au reiterat acest mesaj de sprijin față de autoritățile de la Tel Aviv în contextul acestui război. Știm de asemenea că bilanțul victimelor din Israel a ajuns la sute de persoane, iar alte mii au fost rănite atât în fâșia Gaza cât și pe teritoriul israelian. Vă spuneam așadar, deputații și senatorii se întrunesc în plenul comun la această oră. Rămâne de văzut ce mesaje va transmite premierul Marcel Ciolacu, dar și ceilalți decidenți politici.